Populația Reghinului în epoca modernă. Aceasta este tema care continuă serialul Destin și Istorie, început luna aceasta în Jurnalul de Reghin. Așa cum v-ați obișnuit deja, ediția de sâmbătă va aduce date istorice cu privire la situația demografică a zonei noastre. Concret, lecția de istorie a profesorului Ioan Costea a ajuns la epoca modernă, perioadă din care avem și primele date oficiale obținute în urma recenzărilor. În secolul al XVIII-lea, deci după 1720, hai să zicem în epoca luminilor, populația deja a fost recenzată și pe număr de locuințe și pe număr de indivizi. Potrivit lui Ioan Costea, datele istorice cu privire la situația demografică a Reghinului în epoca modernă există din secolul al XVIII-lea. Prima, să zicem, evidență a populației a fost la anul 1720, în urma unor scripții. Această recenzare s-a făcut și la nivel de locuințe, dar și la nivel de populație. Pentru o mai bună înțelegere a informației, profesorul Ioan Costea face o scurtă prezentare a populației transilvanene în perioada analizată. În secolul al 18-lea, pe la 1787, în Transilvania, în urma recensământelor făcute, era 1.400.000 de locuitori și la acestea se mai adaugă 785.404 români, care a avut o evidență separată. Dar mai multe despre populația Reghinului și a Transilvaniei în epoca modernă aflați în rubrica Destin și Istorie din cadrul Jurnalului de Sâmbătă de la ora 18:00.